Banii joacă un rol extrem de important în societate. Toată lumea îi vrea și parcă nimeni nu-i are. Suntem obsedați, îi folosim zilnic și cu toate astea. V-ați întrebat vreodată de ce moneda națională românească se cheamă leu și nu lup sau tigru sau girafă? Adică de ce fix leu? Oare a existat o perioadă în istoria României în care leii cutreierau Carpații? Oare fondatorul Băncii Naționale a fost atacat de un leu? Oare țara românească a fost condusă timp de 3 ani de un domnitor leu? Păi nu. Vedeți voi, pe teritoriul României au circulat numeroase monede de-a lungul istoriei. Unele dintre cele mai uzuale erau galbenul austriac, șfanțul de argint sau paraua otomană. Dar câștigătorul în acest concurs de popularitate a fost până la urmă o monedă numită taler. Talerul era o monedă de argint care, începând cu 1518, a circulat mult timp pe teritoriul Europei, iar mai târziu apare și talerul olandez, numit Loventaler, care dintr-un motiv sau altul a devenit foarte popular pe teritoriul României. Și ghici ce apărea pe această monedă? Un leu, rampant, adică ridicat pe picioare, care este și un simbol pentru Olanda și pentru Mega Image. Aceasta avea să fie moneda care a stat la baza leului nostru. Românii erau atât de obișnuiți cu această monedă și leul de pe spate, încât au început să îi zică lei și erau atât de folosiți încât chiar și după ce au ieșit din circulație, oamenii au continuat să folosească leii ca unitate de măsură, deși tranzacțiile se făceau în alte monede. Astfel, când venea vorba de bani, ideea de leu era profund înrădăcinată în conștiința românilor, iar în 1835 Alexandru Ghica instituie leul ca monedă națională, dar doar ca o unitate teoretică de cont. Adică deși leii efectiv nu existau, aceștia erau reperul pentru tranzacțiile oficiale, un leu valorând la vremea respectivă 60 de parale, spre exemplu. Leul non-teoretic, spre exemplu, a fost instaurat ca monedă națională în jurul anului 1876. Tentativele au început mai devreme, dar Imperiul Otoman nu a fost de acord. La vremea respectivă eram vasalii turcilor și existența unei monede naționale sugera suveranitate și turcilor nu prea le plăcea asta. De altfel, Constantin Brâncoveanu a fost executat de turci dintr-un motiv similar. Bine, au fost 9 capete de acuzare, dar unul dintre ele a fost că acesta, la aniversarea 25 de ani de domnie, a bătut o serie de monede ceremoniale pe care a pus chipul său și numele său. Acestea erau mai mult medalii decât monede, nefiind destinate circulației efective, dar sultanul a luat-o ca pe o insultă la adresa sa și a religiei musulmane. Primele monede pe care scria efectiv leu au fost bătute în 1870, care a fost de asemenea anul în care leul a avut cea mai mare valoare din istorie, fiind echivalentul unui franc elvețian. Și ca să vă faceți o idee, cu un leu puteai cumpăra 10 pâini, 3 kg de carne sau 2 litri jumate de vin. Ok, asta ultima cred că o poți face și azi, depinde ce vin. Nu se știe exact de ce românii s-au atașat atât de mult de talerii olandezi și de ce din toate monedele din circulație s-au hotărât să o adopte fix pe asta cu leu, dar din câte se pare, noi nu am fost singuri. Moneda națională din Bulgaria, spre exemplu, leva, înseamnă de asemenea leu și are aceeași origine. Din câte se pare, dolarul vine tot de la taler, adică taler se pronunță cu D, taler, daler, dolar. Așadar, leul e înrudit cu dolarul american și cu leva bulgărească și, cel mai important, bineînțeles să nu uităm, cu leul moldovenesc. Totuși, nu vă gândiți că numele de leu a fost adoptat fără nicio ezitare. A fost o întreagă dezbatere. Inițial s-a dorit ca moneda națională să se cheme român, pe sistemul francezilor care aveau francul. Ion Heliade Rădulescu a propus numele de românat după sistemul bizantin, dar până la urmă s-a renunțat la aceste idei. Din nou, nu se știe sigur de ce, dar guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, povestește cum un cărturar l-a făcut pe Cuza să se răzgândească când i-a spus: "Măria ta, o să fie jale dacă îi zicem așa, pentru că lumea va vorbi așa: măi omule, cât costă boul ăsta?" 10 români va veni răspunsul și se va încurca toată treaba. Da, să zicem, probabil s-ar crea confuzie. Ai putea de asemenea să spui: românii românilor din România rămân în România datorită datoriilor românilor rămași în România. Așadar, ce concluzie putem trage? Păi, eu aș spune că trebuie să înțelegem faptul că ideea banilor este mai importantă decât banii în sine, că era foarte posibil ca banii de astăzi să se cheme parale sau șfanți și, mai presus de orice, că principatele României nu au fost niciodată conduse de un leu. Apropo de leu, mereu m-am gândit că dacă fiecare abonat mi-ar da și mie un leu, m-aș îmbogăți. Bine, nu pot din păcate să vă cer asta, dar pot măcar să vă cer să-mi dați un like și să vă abonați dacă nu sunteți deja. Eventual să vizitați și celălalt canal al meu, T8 GAMING.